trebuie să recunoști că ne-am chinuit un pic să facem acest podcast. Un pic mai mult. Între altele, îmi place foarte mult limba franceză. Înainte de toate, dacă poți să ne spui câteva planuri de viitor. Cea mai mare realizare a mea a fost se duc până una pe infractori, îi amendează și după aceea se întorc în hub-ul ăla de încărcare de care am văzut. Eu aplică primul zbor cu un avion construit de mine până când am trecut și pe un alt tip de avion, pe ăla l-am măcelărit, l-am dus la tomberon că mai puteam. Aveam de foarte mult timp în cap ideea asta. De asta trebuie să găsești ceva cu care să-ți ocupi timpul și aeromodelismul este un hobby super. Cumva pliam peste o bucată plană de polistiren. Am zis că vreau să fac ceva care să ajute România. Și să vorbească peste ani românii despre mine, că uite ce-a făcut ăsta. Măsurați de 10 ori și tăiați odată. Care-i secretul tău în competițiile academice și în domeniul? Eu rămân încă fan diesel și fan manuale. Îmi place foarte mult să conduc manual. Mașinile electrice totuși pot să aibă niște aplicații bune. Să fiți atenți, să aveți răbdare, să vreți tot timpul să învățați. Răbdarea asta, da. În principal. Să aveți competența de a învăța să învățați și să vă placă ceea ce faceți, cel mai important. E foarte faină. Mănăstirea Cașin, meleaguri de civilizație și istorie, comorile județului Bacău, comuna Mănăstirea Cașin. Promovarea turistică a unei zone sau obiective turistice are înainte de toate o funcție de informare, contribuind direct la organizarea plăcută și eficientă a timpului liber. Așadar, prin această broșură dorim să informăm consumatorul asupra produsului turistic. Am România în gând, inimă și suflet. Punea Regina Maria, convinsă fiind că în sufletul mare al ei suntem și noi, locuitorii acestor meleaguri pe care ne le dorim de poveste. O poveste scrisă de oameni credincioși și harnici, iubitori de glie și tricolor, de ie românească pictată în culorile credinței, câmpului și jertfei noastre. O poveste rescrisă astăzi cu mijloacele mileniului 3, cu bucuria de a ne face cunoscuți, de a reda României și, de ce nu, universalității, peisaje, locuri, pagini de istorie și spiritualitate românească, unul dintre cele mai frumoase locuri pe care suntem atât de mândri de la mic la mare. Vorbă cu by Ciprian Zota, spațiul virtual unde poveștile prin viață, iar întâlnirile devin inspiraționale. Sunt Ciprian Zota, gazda acestui podcast și te invit să te alături unei călătorii în lumea conversației autentice și pline de înțelegere. Aici fiecare episod este ca o fereastră deschisă spre universul fascinant al oamenilor cu povești de viață remarcabile. Vom explora experiențe, vise și lecții învățate de oameni din domenii variate, de la artă și cultură la afaceri și tehnologie. Împreună vom descoperi ce ne face umani, tot cu succese, eșecuri și momente de înțelepciune. Fie că ești în căutarea unei motivații, a idei inspiraționale sau doar dorești să descoperi mai multe despre lumea din jurul tău, de vorbă cu Bai Ciprian Zota, te va ghida printr-un peisaj variat de povești captivante. Așadar, pregătește-te să te conectezi la conversații sincere și să explorezi fascinanta fiecarei povești și a fiecărui invitat. Te invit să facem această călătorie împreună, în care avem prilejul de a discuta cu un adolescent, zic eu, deosebit, un tânăr pasionat de aeromodelism și robotică, cel puțin așa l-am cunoscut eu, limbi străine, am descoperit că e în special franceza, în vârstă de 19 ani, acum, dacă te-am făcut mai mic sau mai mare,
din comuna Kashin, dar locuiește în Onir. Un viitor geniu datorită performanțelor sale. Bine, geniu, așa îi numesc eu pe acești tineri și, într-adevăr, pe bună dreptate. Așadar, bine ai venit la De Vorbă Cu și cred că e pentru prima dată la un podcast, Andrei. Așadar, bine ai venit. Bine v-am găsit. Podcast și trebuie să recunoști că ne-am chinuit un pic să facem acest podcast. Un pic mai mult. Da. Ceva mai mult, da. Și așa cum fac orice invitat de aici, bine, n-au fost cine știe ce mulți, dar atât câți au fost, sper că pe viitor să fie și mai mulți. Un pic prezintă-te, cine este Andrei Spoială și întrebarea care am pus-o la mai toată lumea, de ce? Dacă înțelegi despre ce este vorba, te rog. Da. Deci încă o dată, bine ai venit. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Andrei Spoială, sunt elev la Colegiul Național Dimitrie Cantimir din Onești. Învăț profilmate info acum. Vreau să urmez o carieră inginerească la Politehnica din București. Sunt pasionat de aeromodelism, cum a zis și domnul Zota. Da. Dacă te rog frumos să-mi spui CPA. Ok. Mai simplu. Ca să... Nu de altă, dar mă faci cam bătrân și... Dacă n-aș fi. Dintre altele, îmi place foarte mult limba franceză. Mi se pare o limbă foarte frumoasă, melodioasă. Chiar ieri am participat la un spectacol la Bacău. Era vorba despre... S-a numit Les Années Paris. Și au fost... Poate ne preda și niște franceze cu ocazia asta. Ok. Glumesc. Foarte pe scurt, au fost niște cântăreți din Franța care au venit la Bacău și ne-au încântat cu niște melodii clasice franțuzești, Piaf, poate fi acasă, de exemplu. Îmi place foarte mult și poezia, pentru că mi se pare că orice inginer trebuie să aibă și o latură mai umană și mai sensibilă. Și mai melancolică, da? Da, bineînțeles. Și spunea și Ion Barbu că undeva acolo sus, geometria și poezia se întâlnesc. Și s-ar putea să aibă dreptate, să știi. S-ar putea convins să are dreptate. Da. Eu deja m-am convins. Da. Da. Cine sunt? Discutăm un pic să vorbim și despre părinții tăi. Dacă ne poți spune și nu neapărat detalii, știu eu, personale sau așa, dar cine sunt ei și da, cu ce se ocupă, mă, special dacă sunt în același domeniu cu tine, dacă te-au inspirat cumva. Tata este inginer silvic, are propria firmă de exploatare forestieră acum. El m-a încurajat să continui cu avioanele, să încep cu dronele, aha, de exemplu. Aha, deci eu, se zice aici că e o pasiune din familie. Da, cam așa și lui îi plac avioanele. Poate nu i-au plăcut suficient de mult cât să înceapă o carieră în asta, dar cât să mă facă pe mine să-mi placă foarte cât, mult. Da, să te... Și deci înseamnă că te susține. Da, susține da, foarte, foarte mult și mulțumesc foarte mult cu ocazia asta. Iar mama este, a terminat ASE-ul la ea și este actualmente inspector la ANAF. Foarte frumos, ne bucurăm, doamnă, vă salutăm cu respect. Și ea a fost cea care m-a ajutat să încep cu aeromodelismul, de fapt. Tata a fost cu dronele, mama a fost cu avioanele. Deci, pentru că, de fapt, primul avion pe care l-am avut a fost construit de mine. Și cu ajutorul ei am reușit să fac aceste toate pierdele. Era frumos să ne duci aduce aici ca exponat. Primul avion nu-l mai am și a stricat de mult. Nici pe bicicletă nu am putut să-l aduc. Dar, nu prea în cape, da. De fapt, nici măcar nu mai am unul făcut de mine care să fie întreg. Acum lucrez la unul nou care să fie cel mai bun de până acum. Dar promit că o să vă trimit niște poze cu... Da, și poate își facem și un mic filmuleț, bineînțeles. Da, da. Că am... ai vorbit mai înainte, ai adus vorba de bicicletă. De ce bicicleta?
Cum de ai descoperit acest mijloc de transport care e foarte controversat în România? Cel puțin părerea mea. Păi, m-am învățat să merg pe bicicletă prin clasa a treia, mi se pare. La început de clasa a treia, era septembrie 2014, mi se pare. Și îmi plăcea să mă plimb cu bicicleta copil fiind. Și în 2019, când îmi luasem prima dronă mai scumpă, ca să ajung în unele locuri unde voiam să filmez, trebuia să mă duc cu bicicleta. Și am făcut, cred că pe bicicletă, de când am avut prima bicicletă și până acum, cred că am făcut vreo 10.000 de kilometri, 15.000, poate. Îmi place să merg cu bicicleta pentru că pot să simt natura. Exact. În cea mai pură formă a sa. Exact. După cum vorbeam și la un moment dat în privat, îmi place să văd oamenii care încearcă și acest mijloc de transport și mă bucur când văd că, să zicem că am fost un exemplu, dar nu mă consider un exemplu. Pentru că, de ce spun un exemplu? Pentru că și eu sunt pasionat de biciclete, în ciuda multora, chiar dacă am și permis, bănuiesc că și tu ai permis, deci amândoi suntem șoferi și am putea folosi mașina. Da. Dar de ce să folosim mașina când e cald, e frumos și ne putem deplasa mai liber în natură? Așa e, mai ales când sunt ambuteiaj în oraș. Ajung mai repede pe jos sau cu bicicleta. Da, exact. Chiar mă uitam zilele trecute. Știi că la comitetul de primire, cum îi spun eu, dinspre Onești, spre Mănăstire, cum ești din Onești, e acolo o zonă cu semafoare. Mă uitam, alții, nu că n-a... Deci stau la semafor, dar când văd că mașinile trec așa pe lângă mine și eu pot să merg înainte, mă simt bine. Da. Că nu pot să stau în acel cârt de mașini. Da, avem un pic mai multă libertate. Așa e. Exact. Și mai multă mobilitate. Da, și înainte de toate, dacă poți să ne spui câteva planuri de viitor, proiecte, știu eu, ne-ai spus mai înainte de... Acum lucrez la cel mai bun avion pe care... Mamă, cel mai bun? Așa zic, o să iasă mai bine decât... toate pe care le-am avut. Cu siguranță. Chiar am fost la Focșani vineri ca să iau un anumit tip de polistiren pe care nu l-am găsit la Dedeman la Onești. Un anumit tip de lemn, mai exact balsa, pe care nu l-am găsit la Dedeman la Onești. L-am găsit la Brico Depot. Da. Da. Și cred că o să iasă super. Vreau să activez în domeniul energiei în viitor. Energiei, la ce te referi? Vreau să urmez facultatea de energetică și mă interesează domeniul de energie regenerabilă, energie verde, de exemplu. Aha. Poate chiar energie nucleară. Oh, mai bine. Mai bine, dar în contextul vremurilor astea nucleare, parcă... Da, mai vedem până termin eu. Facultatea mai avea da, timp. Poate termină și vecinii noștri cu bășcăria asta. Da. Că nu pot să-i zic război. Da, așa e. Da, pasiunea pentru aeromodelism cam de când și ne-ai spus că, bine, te-ai inspirat părinții. Dar cam de când a început așa, început? Început, cred că eram în clasa a 5-a, când... Ba nu, chiar eram mai mic. Îmi luaseră părinții de Crăciun un elicopter cu telecomandă. Ah, da? Și, mă rog, s-a stricat imediat ce l-am ridicat în aer, s-a ispit un perete. Nu știam pe atunci cum să-l pilotez. Am dat maneta de motoare sus de tot, s-a ispit un tavan și ăla a fost. Da. Avantajul la tine că te-ai putut bucura de... chestiile astea. Da, că da, așa e. Avantajul timpului. Da. Ei, până la urmă am luat elicopter care a ținut 2 săptămâni. Am mai avut câteva drone până când în 2019 am luat-o pe aia mai scumpă, aia de videografie serioasă. Da, de aia serioasă? Da.
Care bănuiesc că nu ai în prezent, nu mai. Sau e asta care o ai acum? DJI Spark a fost prima dronă serioasă, acum nu prea o mai folosesc, are deja 5 ani de zile, nu mai e de încredere. Da, dar probabil că din cauza că nu prea ai mai făcut update-uri. Nu, update-urile le-am făcut, dar cei producătorul n-a mai trimis update-uri. Păi da. Motoarele nu mai au puterea de odinioară. Da, știi că le poți folosi, nu motoarele. Da, știu. Le folosești liniștit. Da, o mai folosesc eu pentru alte proiecte. De exemplu, pe lângă camera principală am mai montat încă o cameră FPV și poți filotez cu niște ochelari VR, de exemplu, drone. Da. Și o mai folosesc pentru teste pe aia și am luat în 2022 un DJI Mini 2 pe care îl folosesc acum. Care o ai în prezent, da. Da. Acum spune-ne un pic cum a apărut pasiunea pentru robotică. Că tot vorbim de aeromodelism, să vorbim și un pic de robotică. De ce nu? Nu știu dacă robotica este cel mai bun cuvânt, dar tot de exemplu, ca să dau un exemplu, să se arăt că chiar mă simt bătrân, pe vremea mea nu exista termenul de robotică. Deci ziceai robotică, parcă ziceai de lucruri sfinte, cel puțin da. În cercul meu de prieteni. Așa acum e. Na. După ce în 2021, pe 1 ianuarie, după 2020-ul, pandemia, am zis... Da, 2020, ci că nu există. Da, așa e. După anul fictiv 2020. Așa. M-am trezit pe 1 ianuarie și mi-am zis, eu am tot pilotat drone făcute de alții, acum vreau să pilotez și un avion cu telecomandă, dar făcut de mine. Și atunci am aruncat bani în piețe de avioane și, bineînțeles, inevitabil că am folosit și unele elemente din roboți. De exemplu, am participat în 2023 să fi fost la concursul... 23 sau 22? Parcă 22. Nu, 23. Cred că era începutul lui 23. Da. Țin minte că atunci aproape terminasem școala de șofer când m-am dus la București, la folii, la concurs. Atunci, pentru că era primul meu an, am activat la un domeniu non-tehnic ca să pot să stau mai mult și să privesc și să învăț. Și am văzut multe... lucruri asemănătoare cu avioanele mele. Am învățat câteva noțiuni de programare, ca să zic așa. Păi, da? La robotică cam ai nevoie. Da, de mecanică un pic, să zic. Și eu am continuat cu avioanele. Nu am continuat cu roboții. Deci, mai mult avioanele. Pasiunea avioanelor a... persistat continuu. Da, dar oricum pentru avioane este nevoie și de elemente din robotică ca să funcționeze corespunzător. Că, de exemplu, nu poți folosesc un servomotor cu niște fire rupte sau deteriorate. Trebuie să știu cum funcționează acel semnal care se duce din telecomandă în servomotoare ca să miște suprafețele de control, de exemplu. Ce te-a inspirat să te implici în competițiile de robotică? Am văzut că te implici foarte mult. Cel puțin pot să zic cum se numește acum în termenii ăștia noi, stocărit. Te cam stocăresc, să știi. Da, de fapt nu pot zic că am fost cea mai implicată persoană, dar m-am dus acolo ca să învăț. Am vrut să învăț mai multe. Exact. Și cam asta a fost, asta m-a impulsionat să mă duc la aceste concursuri. N-am fost decât în 2023 și am mai făcut o colaborare la ziua lecturii. Anul ăsta am făcut și un flash mob. Da, la școală, da. Da. Știu că ți-am spus eu pe Messenger. Da. Și da. Da, și mi-ai spus că au fost organizat de școală. Da, mai mult m-am dus să privesc decât să fac, ca zic așa, să învăț mai multe chestii. Știi ce îmi place la voi? Și în general, asta le-am spus-o la mai toți tinerii cu care am colaborat și colaborez în continuare. Îmi place că mai toți vreți să faceți lucruri, dar și să învățați chestii. Și cam asta fac eu și cam asta am făcut eu până acum. Și cu, de exemplu, și anul trecut la Zile Comune și acum 2 ani,
tot așa, din curiozitate și din dorința de a descoperi și de a învăța chestii, cum se face, cum... Aia, că altfel puteam să fac și eu altceva sau... Dar îmi place și mi-a plăcut chestia asta. La fel ca și voi, eu, nu știu, îmi place că faceți lucruri care le-ați fi învățați. Da, adică vă și rămâne ceva. Nu ne plictisim niciodată. Exact. La fel ca și cu tânărul care trebuia să vină astăzi, bine, dar la fel și el tot așa, e foarte, foarte deschis la orice și el tot așa provine dintr-o familie de artiști, cum îi spun eu, mama sa cântând de altfel. Da, probabil că o știi. În fine, da, bine că îl pot pomeni, îl cheamă Denis Tihan și îmi pare rău că nu a putut veni, dar e scuzabilă chestia. Pentru că îl înțeleg, așa e când te duci la petreceri și a doua zi îți vine să dormi toată ziua. Am trăit și eu mai puțin, dar na, dar le-am trăit și pe astea. Care a fost prima experiență așa mai mare cu aeromodelismul? Am văzut că ai făcut ceva pe la Cașin, niște cadre luate din dron, în fine. Povestește-ne tu. Cu aeromodelismul? Păi, în primul rând, prin decembrie 2022 am făcut o adunare cu mai mulți tineri din Onești, le-am arătat cum funcționează, de pilotat am pilotat eu prima dată, când ne-am întâlnit a doua oară au pilotat și ei drone, de avioane încă nu s-au atins pentru că alea sunt destul de greu de pilotat. Și mai greu și mai complicat. Întâi trebuie să te antrenezi într-un simulator, pentru că avioanele merg tot timpul înainte, ele nu stau pe loc ca dronele și trebuie să știi ce faci acolo. Uite, o idee, de exemplu, dacă tot ai drona, poți încerca să construiești un simulator. Da, da, se poate și asta. Asta ți-am dat o idee, deci... Da, cum vrem de viitor. Deci rămâne înregistrat, deci ține cont că ideea de la mine, da? Da, mulțumesc. Apoi am avut un concurs, primul meu concurs, la Pucioasa, în județul Dâmbovița, sper să nu mă înșel, unde am luat și medalie de argint. La zbor demonstrativ. Asta te referi la aeromodelism? Da, la aeromodelism. A fost pe 2 septembrie un concurs, am pilotat avioane, țin minte că am și uitat în bateria la unul din ele și am luat medalia de argint cu ocazia asta. A fost destul de frumos, am cunoscut niște oameni minunați acolo, am primit câteva sfaturi și am învățat foarte mult de atunci. Cu siguranță că ai învățat și din orice experiență, dacă vrei, poți învăța multe și poți învăța câte ceva. Cu electrotehnica. Cu electrotehnica. Ce ne poți spune? Cum? Știu că sunt în strânsă legătură, de aceea te ascult. Da, trebuie să mă adun fi de mine de cap. Nu, nicio problemă, avem tot timpul. Da, păi electricitatea este foarte importantă în zilele noastre, de la electricitatea din casă până la electricitatea pe care o folosim în aplicațiile de zi cu zi. Oricine folosește electricitatea. De exemplu, mi se pare foarte fascinant cum... putem să convertim curentul continuu în curent alternativ și invers. În avioanele mele, de exemplu, folosesc curentul continuu, pentru că ăsta se folosește. În aplicațiile electrocasnice se folosește curentul alternativ. Da, și când am făcut între 11 a curentul alternativ la școală, am rămas impresionat de cum o mișcare oscilatorie poate produce curent electric, alternativ, bineînțeles, care alternează, de exemplu, cum avem noi priză 220 de volți, 50 de herți, cum alternează plusul cu minusul de 50 doar într-o secundă. Pentru că exact. Herțul este secundă la minus 1. Mi se pare extraordinar. Deci, dragi tineri, acest podcast este și educativ, ca cum de altfel am și spus în început de... Care sunt cele mai captivante aspecte ale electrotehnicii și electromodelismului pentru tine și ce te-a atras mai mult în acest domeniu? Aceste domenii? Am început cu electricitatea toți din clasa a 6-a, poate chiar a 7-a, la fizică. Și da. am mai consolidat-o la liceu în clasa a 10-a. În clasa 10, unde am făcut legile lui Ohm și legile lui Kirchhoff, am înțeles cum funcționează curentul electric cu adevărat. Îi mulțumesc cu ocazia asta domnului Dobrătă, profesorul meu de fizică din liceu, care
m-a ajutat foarte mult să înțeleg noțiunile. Acum nu am mai făcut curent alternativ de ceva timp, dar este substanțial mai complicat decât curentul mult mai. Dar este la fel de fascinant. Am să le iau după ce. Mult mai părea mai mult mai interesant. Da, așa este. E mult mai interesant pentru că ai libertate mult mai mare. Da, pentru că se bazează pe oscilații și sunt acele ecuații ale oscilațiilor care au defazajul, de exemplu, în funcție de timp. Diferențe. Da. Da. Ce tehnologii sau inovații recente în domeniul electrotehnicii consider că au avut cel mai mare impact și cum le-ai integrat în proiectele tale? Acum n-am integrat nimic în proiectele mele, recunosc. Următoarele proiecte, dacă ai de gând. Dar, de exemplu, mi se pare spectaculos în mașini cum, datorită electronicii, am reușit să eficientizăm foarte mult motoarele termice. De exemplu, îmi povestea cineva despre un motor V12 de la un Jaguar din, nu mai țin minte exact anul. Jaguar. Da, și era un motor V12, cutie automată. Bă, era, mă rog, era super mașină. Nu știu dacă era chiar primul motor V12, din câte am aminte, dar nu neapărat chiar primul motor, dar era un motor. Dar mi se pare foarte interesant că astăzi un motor V4 de Audi, care are și câteva aspecte electronice integrate ca să facă mai eficient. Te bagă mult mai bine în scaun decât acel motor V12. Deja vezi Tesla. Ei, da, Tesla. Da. Vezi Tesla. Prefer încă motoarele termice eu. Da, și că tot vorbim de motoare, tu ce părere ai de febra asta care s-a reluat? Că a mai fost în alți ani. Bine, nu trăiam noi, dar a mai fost așa ceva mașinilor electrice. Încă nu e vremea lor. Bateriile sunt încă foarte ineficiente și energia aia, ca să încărcăm bateriile, trebuie să vină de undeva și până la urmă tot din centrale termice, din astea, tot poluează. Și nu mai zic, când face bateria aia, sunt niște procese chimice foarte complexe, din câte știu, și poluează foarte mult. Da, în afară ca faptul că o baterie din aceea nu o poți recicla. Da, așa este. Cu o baterie de mașină normală, ca să pornim motorul, este foarte simplă și te reciclează foarte ușor. Da, aia poți să reciclezi. Dar o baterie de Tesla nu mai reciclează nimeni. Și chiar dacă reușești să o reciclezi, bateria aceea nouă nu o să mai fie la fel de calitate. Automat nu o să mai fie cum a fost. Și da, poate într-un viitor. Acum am văzut eu că au apărut deja modele de baterii în toate formele și tot felul de compuși, dar încă nu e vremea lor încă. Și poate așa, chiar dacă ar fi niște baterii mai eficiente, sunt foarte scumpe încă și nu ne permitem. Ba, e extrem de scumpe. De tehnologia hibrid, ce părere? E foarte faină, după părerea mea, pentru că îmbină destul de frumos motor termic cu motor electric. Asta le îmbină, da. Și a găsit un compromis foarte frumos. Și mai ales dacă pun mâna și pe o variantă manuală a unei mașini hibride. Super. Da, am avut ocazia să conduc o mașină hibridă, dar da. Da, deci pur și simplu pentru că poți să încarc bateria din, pur și simplu, dacă merge motorul termic, încarcă bateria. Se încarcă bateria, da. Dacă folosești frâna, tot la fel. Da, se încarcă bateria. E mai bine. Da. Părerea mea că mai de viitor cred că ar fi cele hibride. Da, așa e. Astăzi decât da, pentru că, de exemplu, un motor termic ține mult mai bine decât un motor electric. Adică avem mașini de sute de ani, motoare termice, exact, care încă merg. Și mașini electrice din 1800, nu știu cât, n-am auzit. Știi că e și prima Dacia. A fost o Dacia, parcă a făcut o mașină electrică, prima mașină electrică. Nu știam. Da. Ca de exemplu, ce a fost în trecut electric, dacă știi, chestiile acelea care cărau bagajele în gări. Da. În gări. Alea erau electrice. Da. Parte din ele erau electrice, ba erau cu ăsta, cu butelie, dar în mare parte erau electrice. Da. Acum azi la
Nu mai sunt buni. Mă rog, oricum mașinile electrice... Și alea folosesc, dacă nu mă știu, foloseau bateriile care sunt acum pe motoarele termice. Mașinile electrice totuși pot să aibă niște aplicații bune în zilele noastre. De exemplu, am fost la un spectacol de patinaj artistic la Brașov, la patinoarul olimpic. Iar mi se pare că chestia aia cu care curățau gheața, mașinăria aia, era tot electrică. Una la mână, doi la mână. Da, păi este normal, e oarecum logic. Continuă, eu încerc să regrez. La granița cu Bulgaria, de exemplu, la Vama Veche, mașinile polițiștilor sunt toate electrice, pentru că dacă o să stea tot timpul la încărcat într-un hub, se duc acolo ca și cum mi-aș pune eu telefonul la încărcat, la fel, da, exact. Se duc și ele, dau cu spatele și se încarcă. Și când e nevoie de ele, pleacă. Pleacă, se duc până pe infractori, îi amendează și după aceea se întorc în hub-ul ăla de încărcare, da, de am văzut. E o aplicație destul de faină și asta. Da, deci consume toată ziua motorină, mai bine. Da, e... Bine, sunt unele chestii care pot fi făcute de mașini, pot fi făcute mai bine să fie făcute cu mașini electrice, dar așa în viața de zi cu zi, da, în viața nu de zi, văd... Nu, nici n-am un loc ca nici... Adică... Să mă duc până la Bacău și să-mi fie frică că până acasă rămân fără baterie. Da, stai întotdeauna cu stresul ăsta că, bă, dacă mă ține baterie. Da. Dacă... Așa, na. Ce-i drept, și eu, până mai de curând, înclinam spre mașinile astea electrice, gen Tesla. Adică full electrice. Și din câte am... citit, m-am documentat, am văzut, am experimentat, parcă aș înclina și eu spre hibride. Da, pentru că, na, chiar am, acum vreo câteva zile, am cunoscut pe cineva care tot așa avea o Toyota din asta hibridă și chiar interesant. Bine, era automată, dar... Da. Eu rămân încă fan diesel și fan manuale. Îmi place foarte mult să conduc manual. Da, deci îți place, încă îți place manual. Da. Surprinzător. Da, rămăsesem la mașini electrice, da, și la părerea mea despre mașini electrice. Până, după cum spuneam, până mai acum, să zicem, câteva luni, că încă cercetez, înclinam și eu spre o Tesla, chiar îmi doream la un moment dat o Tesla, că am văzut că au cam început să scadă prețurile la Tesla, din câte am văzut pe site oficial, dar și chiar dacă o poți cumpăra chiar din România, dacă îmi amintesc bine sursa. Deci îmi plăcea electrica. Dar acum, văzând la persoana respectivă o mașină hibridă și cum se comporta, parcă aș înclina spre hibridă. Da, să revenim la invitat, că vorbesc cam mult, așa. Ce poți să spui despre... Că am înțeles că îți plac dieselul. Da. De ce îți plac dieselul? Mie chiar puțin nu. Eu, dacă s-ar putea să dispară dieselul, aș fi, cred că, cel mai mulțumit. Ei, îmi place pentru că sunt gălăgioase și aud când conduc. Îmi place pentru că scoate fum negru când accelerez. Și îmi place după fum negru în spate dacă accelerez. Aha. Dar știi că poți să faci și cu o benzină să scoți fum negru? Da, știu. Da. Momentan eu mă pe diesel. Că majoritatea timpului am condus pe diesel eu și mi-a plăcut foarte mult. Încă am o mașină diesel în prezent, un Ford Mondeo, manual. Îmi place foarte mult să conduc manual. Mie. Și... Da, în principiu îmi plac mai mult termicele pentru că vin în varianta cu cutie manuală și îmi place să conduc manual mie. Da, nu, sunt și cu... Nu-s neapărat doar manuale. Care sunt cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat în construcția aeromodelismului, știu eu? Cele mai mari probleme. Foarte interesant. Ca să vorbim și de probleme, da. Nu? La început, țin minte că... Făceam o aripă mai mare și o aripă mai mică la un avion și mă gândeam, lasă că o zbraș așa,
pun o monedă pe aripa mai mică să o echilibrez, dar nu merge chiar așa. Știi cum e românul, nu? Așa da. Că merge și așa. Da, nu merge, n-am mers chiar așa și am văzut că primul zbor, un avion construit de mine, s-a dus sus, stânga, jos, a picat. Și am ce te-ai gândit, zic, bă, da. Dar de ce s-a dus așa, nu? Da. Te-ai pus întrebarea asta? Ba da, și în cele din urmă am ajuns să stai din aripa mai lungă și până m-am făcut-o pe aia prea scurtă. Și am zis, lasă că poate o zboia așa. N-a zboiat. Nu. Până când am trecut și pe un alt de avion, pe ăla l-am măcelărit, l-am dus la tomberon, că mai puteam cu el, am luat piesele electronice din el și m-am apucat să fac altul. Un alt tip de avion care era mai stabil și mai drăguț pentru începători. Mai drăguț pentru începători? Mai drăguț. Mamă, dar cum ai zis-o pe asta, mai drăguț pentru începători? Păi da, era mai... Păi și timpul se pilota mai ușor și dacă făceam o prostie, configurația aripilor care avea un ghiedru pozitiv, făcea avionul să revină el singur la nivel. Să fie paralel cu solul. Ah, da. Da. Și de asta era mult mai stabil și puteam să plătesc mai ușor. Țin minte, aprilie 2021, primul meu zbor reușit. Am zburat la, cred că, 1,5 metri de sol atunci. Wow, ce performanță! Îmi era frică să-i dau putere motorului mai mare și până la urmă am aterizat destul de repede. Mă rog, și multe modele mai târziu am reușit să fac un avion care să zboare ca lumea. Păi, normal, după 2-3 încercări, la al treilea trebuie să te înveți, nu? Da. Mi se pare normal. Cum crezi că electrotehnica și aeromodelismul pot influența și inspira tinerii să aplice spre astfel de domenii? Păi, de exemplu, aeromodelismul înseamnă în primul rând să construiești, să pilotezi, să ai și accidente, face parte din hobby asta și să repari. Îți place să repari, să înțeleg. Da, îmi place să repar. Și cum poate să influențeze tinerii? Păi, pur și simplu pentru că au ceva de făcut în afara lumii digitale. Pentru că acum am văzut că majoritatea trăiesc într-o bulă digitală. Da, exact. Când îi vezi numai? Da, exact. Când îi văd și majoritatea nu poate trăi fără să fie conectată online. Fără să nu facă un TikTok. Da. Că... Sau pur și simplu tuturor le e frică de pierde. De exemplu, câteodată am și eu frică asta că dacă... Cază în patima asta? Dacă îmi zice cineva ceva și eu nu sunt pe fază. Dacă se întâmplă ceva important și nu sunt pe fază, recunosc că am căzut în patima asta. Dar făcând altceva, reușesc să-mi iau gândul. De exemplu, mă gândesc, stau pe Facebook sau să fac un avion. Și iau placa de polistiren și mă apuc să tai și uit de asta între timp. Da, îți ocupi mintea cu altceva. Da, exact. Îți ocupi mintea cu altceva mai creativ și... Exact, pentru că înainte ne luptam ca să supraviețuim. Și acum la un clic distanță și vine mâncarea acasă cu globul. Exact. Acum, da, nici nu mai trebuie să mai... Nici mâncarea nu trebuie să mai pregătești, că... Da, așa e. Ai dat o comandă și ți-a venit mâncarea acasă. Mai e și programator, stai de acasă, freelancer. Da, programezi un program, vine 1000 de euro, dai comandă prin globul. Da. De asta trebuie să găsești ceva care să ocupi timpul și aeromodelismul este... Un hobby super. Da. Într-adevăr, ca să zic sincer, nu știu dacă mai am, dar în trecut, tatăl meu, nu știu, îi plăcea despre ce vorbeam, unde rămăsesem, cred că rămăsesem la... A, la tineri. Da, la tineri și inspirația tineri. Da, și inspirația. Da. Spuneam că acum, în epoca asta tehnologiei, când primim totul la un clic distanță, e bine să mai găsim și ceva de făcut. Mai bine ceva de făcut. Nu te-am întrebat, tu la ce liceu înveți? La Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Mănești. Am uitat să specificăm treaba asta. Cred că am specificat-o la început. La început, nu mai știu, la fine.
Probabil că da, cum e de la o vârstă. Iar mă fac bătrân. Da, uite, mai aveam aici o întrebare care da, le pot pune și la proiecte. Da. Care, nu neapărat proiecte, realizările tale. Realizările mele. În domeniul electrotehnic. Aeromodelismul, pardon. Păi, în primul rând, cred că cea mai mare realizare a mea a fost un ultim aeromodel pe care l-am spus și la concurs la Pucioasa. Da. A fost făcut după planurile celor de a flight test din America, dar nu m-am luat chiar după el în totalitate. Mi-am pus și amprenta mea. Da, bine, normal, trebuie să... Așa, ăla cred că a fost unul dintre cele mai bune avioane, pentru că zbura foarte frumos, zbura foarte încet, cum îmi place mie, ca să am timp să reacționez la multe situații. Problema a fost aripa, care era destul de flexibilă, pentru că era făcută dintr-un singur panou, nu din mai multe straturi. Era o aripă ceva mai simplă. Dar ai făcut-o, n-ai făcut-o din... Nu, n-am făcut-o din straturi, că de obicei luam un panou de polistiren, puneam aici o bucată de lemn și făceam... Da, lemnul nu e greu, mă? Nu mai degrabă încerci cu placaj? Cred că e mai ușor. Nu, de fapt, la cât de puțin lemn pun acolo nu afectează, dar acum o să încerc cu balsa, următorul aeromodel, balsa fiind un lemn foarte, foarte ușor. Da. Nu știu, n-am. Da, este unul dintre cele mai ușoare tipuri de lemn, dar nu afectează, chestia trebuie să fie destul de rezistentă. Păi de-aia da, zic. Placajul e și destul de greu de tăiat pentru ce am eu nevoie. Mm-hmm. Da. Ce-i drept, da, e și mai complicat. Da, și rămân cu bețele alea de ademan, de subțin, le pun în aripă și am încheiat cu discuția alea. Cumva pliam peste o bucată plană de polistiren. Puneam încă o bucată de polistiren, dar o făceam într-o formă curbă, ca să aibă acea formă aerodinamică. Da, că dacă pune până, da, puteai să-i dai, să-i faci și forma aerodinamică. Da, iar la avionul meu cel mai bun, am folosit pur și simplu o singură placă și am făcut o formă cam așa. A lipit două bucăți de polistiren și am făcut forma asta. N-am mai venit una peste alta, am făcut pur și simplu, am lipit să aibă un... și după aia le-ai... Cum ar veni sculptat. Da, cam așa ceva. Am sculptat într-o placă de polistiren. Exact. Da, și cam așa. Da, tu folosești polistiren normal sau de ăsta extrudat? Extrudat. Da, e mult mai bun. Eu mă gândeam, zic, bă, nu cred că folosești. Dar zic, hai să te întreb. Da. Că e... Poți să-l tai mai frumos, o să-l faci. Da, mai... așa e. Aș putea să folosești și expandat, dar ar trebui să le tai cu un fir încălzit, cumva. Știi, uite, încă o idee care, o chestie care ți-aș recomanda, din ce să faci, din spumă. De care spumă? Spumă poliuretanică. La început foloseam un tip de placă. Și nu trebuie să mai lipești două polistirene. Pui spumă și pe partea și pe cealaltă. Așa plăci. E, de fapt, la început... Și după aia numai nivelezi. Da, așa e. La început, de fapt, foloseam niște plăci de spumă poliuretanică acoperite cu hârtie. Era un material... Refer chiar la spumă. Da, e o idee. Aia că se umple și... Bine, asta mi-a venit acum ideea, deci nu, da, nu m-am gândit mult. De fapt, e mai bine să umplu anumite părți ale avionului cu spumă decât să sculptezi în spumă. Exact, exact. Mai are unele, mai rămân unele părți. Da, rămân golurile de aer, dar și alea le poți, poți foarte ușor acoperi. Da, trebuie să mă gândesc. Încă o idee. Crezi că proiectele tale vor influența, știu eu, crezi în vreun proiect care va influența omenirea pe viitor? Momentan nu. Trebuie să zic pe dreapta, încă nu. Poate în viitor. Am zis că vreau să fac ceva care să ajute România. Să fac ceva care să... Și să vorbească peste ani românii despre mine, că uite ce a făcut ăsta. Exact. Deci vreau să exact cum fac eu acum. Da. Eu ce a făcut și ăsta, s-a apucat de podcast, n-are ce face. Poate că încă n-am influențat pe nimeni, dar poate în viitor... De unde știi? N-ai de unde știi. Poate... N-am de unde știi. N-ai de unde știi dacă ai influențat sau nu. Da. Da, probabil că prietenii tăi pe viitor probabil că vor face și ei.
Și asta se numește influență. Timpul, ne va zice. Da, exact. Ce sfaturi ai pentru tinerii interesați să facă sau să exploreze electrotehnica, aeromodelismul? Păi, în primul ca rând... Ca hobby sau carieră? Da, în primul rând, cel mai important sfat. Măsurați de 10 ori și tăiați odată. Și că să nu faci ca mine, nu? Da, că așa făceam și eu la început. Că ziceam că fac ambele aripi deodată și miese. Ei, cum a ieșit? Trebuia să le fac așa pe rând. Prima jumătate, a doua jumătate. Nu pot să le fac deodată pe ambele. Să fiți atenți, să aveți răbdare, să vreți tot timpul să învățați. Răbdare, asta da. E principal. Să aveți competența de a învăța să învățați. Să vă placă ceea ce faceți, cel mai important. N-am vorbit până acum. Cum gestionezi echilibrul ăsta între pasiune și studii? Da, pe acum că tot am vorbit și în privat și că mereu când te întrebam, ba erai în studii, ba erai la o olimpiadă, știu eu. Da, păi acum între 12 ani n-am mai avut timp de pasiunile mele foarte mult, dar de exemplu, între a 11, care n-a fost un an terminal, spuneam, în seara asta învăț până la 9 și de la 9 la 10 mai fac o aripă, luni, marți. Învăț până la 9, la fel, de la 9 la 10 fac o parte din fuzelaj și tot așa. Deci, aeromodelismul poate să-și gestioneze timpul mai frumos. Și între a 12 ani nu prea mai avut timp să zic într-un weekend, să zic că stau sâmbăta și învăț și duminica termin fuzelajul unui avion cu totul, să zic. Cu oricum duminica nu mai fac nimic, că obosit. Și dacă mai este și unul ca mine care te stresează cu podcastul, nu mai faci nimic. Nu, dar oricum acum e vacanța de Paște, oricum noi făceam nimic azi. Deci e pauza... Da, da. Pauza pregătită. Și bine meritată. Și bine meritată, corect. Care e secretul tău în competițiile academice și în domeniul... Hai să zicem, revenim tot la robotică. Ei, la robotică, eu personal nu am avut mare treabă cu robotul atunci, când am participat. Dar la concursurile școlare, secretul meu a fost că mi-a plăcut ce am făcut. Și că am vrut să învăț. Și că a fost interesant ce am învățat. Nu știu un anumit secret, pur și simplu că m-am străduit să devin din ce în ce mai bun și dacă am aflat ceva nou, m-am străduit să îmi însușesc acea informație. Da, ai căutat și ai... Ce te fascinează cel mai mult la aeromodelism? Mă fascinează faptul că ceva construit de mine zboară acolo. În aer, sus, e construit de mine. Știi că e făcut de tine, nu? Da, așa e. Și că de mic visam să zbor, încă n-am zborat niciodată cu avionul. Dar niciodată nu-i târziu să zic. Da, așa e, dar am de gând o călătorie foarte nebunească. Vreau să mă duc cu trenul de la... Mă duc cu mașina de Aonești la Bacău. De la Bacău iau un tren. Dar știi că poți să ajungi până la Brașov. Da, știu. Dar m-am gândit așa, că de la Bacău iau trenul la Iași, de la Iași iau avionul la București. București... Da, să te plimbi doar cu avionul. Da, așa am să rezolv tot un am înțeles ideea. Și de la București iau trenul la Bacău și de la Bacău îmi iau mașina din nou și mă duc acasă. Da, e bună. Ai gândit bine planul. Poți să ne povestești unul din proiectele tale preferate? Unul din proiectele mele preferate. Bun. Am vorbit deja despre unul din domeniul aeromodelismului, așa că vorbim și despre unul din domeniul poeziei. Exact. Da. Despre asta vreau, la asta vreau să ajung. Da, deci mi-a plăcut foarte mult pe data de 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu, de exemplu. Când, după luni de pregătire, ne-am trezit cu toți în lumina reflectoarelor și a trebuit să recităm din Eminescu. Ei, nu a fost timp să învățăm toate versurile, dar, de exemplu, poezia mea, Criticilor mei, am reușit să o învăț, una din poeziile mele preferate. Și mai ales acea mică parte cu replici, Ina și Gabi, au fost extraordinari, recitând poezia replici din Mihai Eminescu. Și la sfârșit, de fapt, ca să încep cu începutul, la început am recitat toate rugăciune, tot de Mihai Eminescu, și am terminat cu glosa.
deci ai luat-o... Singura glosă din limba română. Cam așa. Un alt proiect de suflet a fost cel de la lansarea de carte al doamnei profesor dr. Emilia Bogiu. Romanul se numește Cu excepția riveranilor și vorbește despre întâmplări din școală, de la noi de acum. Și a fost un proiect de suflet pentru că echipa noastră s-a numit Lectori în fabula, un concept luat din Umberto Eco, care înseamnă cititor în poveste. Corect. Și am citit câteva pasaje din carte atunci. Câteva pasaje semnificative cu câteva idei faine. De exemplu, când o anumită doamnă profesoară s-a trezit într-o vineri, parcă că trebuie să predea teza de doctorat luni în format digital. Ei, teza aia avea câteva sute de pagini, nu avea cum să o scrie în Word într-un weekend. Așa că cineva s-a gândit. Furnicile lui Harapalb. Și și-a amintit cum furnicile l-au ajutat pe Harapalb în îndeplinirea unei sarcini. Da, corect. Așa. Mamă, ce... Și așa că s-a gândit respectivul elev că dacă se împart o clasă de elevi la 400 de pagini, atunci într-un weekend o să reușească să termine de scris teza de doctorat. Asta e una dintre idei. Numai citind, creierul nostru va deveni un laborator nesfârșit de idei și imagini, cum spunea și Mihai Eminescu. Este, într-adevăr. Și chiar mă surprinde cum tineri ca tine, care din păcate sunt cam puțini astăzi, cum reușesc să învețe o poezie sau să rețină. Chiar mă surprinde și mă bucur în același timp. Și chiar apreciez acești, îi apreciez. Nu sunt genul, bine că iarăși revin la partea cu pe vremea mea. Încă de pe atunci eram învățat să învățăm fiecare cuvânt, dar că n-aveam voie să punem ceva de la noi. Încă, însă voi acum aveți o foarte mare libertate și, după părerea mea, unii dintre voi nu prea au folosit. Și asta e păcat. Da, am avut noroc și de niște profesori extraordinari care ne-au explicat și ce înseamnă unele lucruri în poezia aia și cum trebuie să învățăm de fapt exact. Și ce trebuie să înțelegem din ea. Și așa se învață mult mai ușor. Altfel când înveți din plăcere și din curiozitate și una când vezi că vezi profesorul cât te obligă. Bă, trebuie să știi poezia asta. Că să fim serioși. Nu știu dacă eu, de exemplu, n-am... Da, nu știu dacă m-a ajutat cu ceva. Încă nu mi-ai spus cum îmbini studiile cu pasiunile tale. Da, bun, cum am spus. Când nu eram într-un an terminal, stăteam ore întregi, studiam o oră, stăteam și făceam ce-mi place. Acum, între a 12-a, weekendul... Duminica, ultima parte a duminicii, o las cu chestii care îmi plac mie și restul săptămânii cu studiul, dar și cum le îmbin, așa le îmbin, făcând că, în primul rând, este cel mai important să studiez acum, dar este important și să mă ocup de mine, așa că las o mică parte și pentru mine. Asta zic, da, înțeleg, studiez, dar totuși mai ai și tu o viață, nu? Da, așa e. Trebuie să mai trăiești și tu viața. Cum ai descoperit pasiunea asta pentru limba franceză? Și de ce limba franceză? De ce nu chineza, de exemplu? De ce nu germana? Vorbeam mai înainte de chineza și chestiile în chineză. E foarte amuzant. În clasele noi am început să facem engleză, parcă în clasa a doua engleză. Și nu pot să... Engleză? De fapt, da. Voi da. Așa, și nu am avut, să zicem, o materie foarte bună, niciun profesor extraordinar și nu am învățat mare lucru. Și m-am trezit în clasa a 5-a că nu știam nici engleză și că mai făceam și franceză. Și am zis în capul meu, dacă până acum nu știu engleză, cum să mai iau franceza de la zero? Ei, între timp a venit doamna profesoară în prima oră, s-a prezentat, ne-a zis ce o să facem în anul ăla școlar. După câteva ore ne predă verbul avoir, avea. Și ne zice să-l învățăm, că ne ascultă din el. Eu eram, ziceam că băi, dacă n-am învățat engleză, n-am cum să învăț franceză. Dar nu l-am învățat, dar în fiecare oară scotea pe cineva la tablă să asculte și îi auzeam de fiecare dată. Și într-o zi
m-a scos pe mine la tablă și mi-a zis, scrie în verbul avoar. Și mi-am dat seama că tot auzindu-l am învățat. Da, ai acumulat informații din zbor. Da. Ai învățat din zbor, cum ai venit. Și atunci am zis, uite, eu pot să învăț limba franceză. Și de atunci am tot mers înainte și chiar am învățat limba franceză destul de bine. Băi, chiar te-am auzit de vreo câteva ori și acum auzindu-te, parcă nu mi se pare că chiar... mi se pare că ai făcut ceva studii. Da, și mă rog, între timp mi-am luat și diploma de DELF, diplom de Tutan Lang Francais, și diploma de studii în limba franceză, adică este un certificat care atestă că știu limba franceză la nivel B2. Deci să înțeleg că de acum poți să și predai limba franceză, da, nu? Da, de acum poți să și predau mai ca un modul psihopedagogic și pot să predau limba franceză, din câte știu eu. Da, da. Da, păi da, zic că cu asta da. Cred că ai fi un profesor foarte, foarte bun. Nu mai zic că e și o limbă foarte da, și mie frumoasă. Limbele care le-am învățat eu în școală au fost, ce drept a fost engleza și franceza. Și dintre engleză și franceză, parcă eu tindeam mult spre engleza, chiar dacă acum... Să zicem că înțeleg. Da. Engleza, dar și franceza uneori, mare parte. Ce drept franceza e un pic, dacă o auzi de câteva ori, începi să prinzi, da, să prinzi, să înțelegi de la sine. E oarecum un pic asemănător. Plus că acum limba engleză o știe toată lumea, o întâlnim peste tot. Da. Și cum spun de fapt oamenii de cultură, franceza este limba care face diferența. Le français est la langue qui fait la différence. Da. Poate traduci ca să poate alții da, nu înțeles. Am spus înainte. Franceza este limba care face diferența. Așa. Așa ca să... Bine, eu știam, da. Da. Poate mai e vreunul, că nu de altă dată să bag subtitrare și mai greu. Ai întâmpinat provocări pe parcursul activităților și cum le-ai depășit? Cu siguranță au fost provocări. Mă refer la orice activitate. La orice activitate. Chiar și la aeromodel, chiar și la franceză. Că... Ei, la franceză, de exemplu, știam să scriu, dar nu știam să vorbesc. M-am trezit în clasa nouă că știu să scriu destul de bine. Așa, așa am pățit eu. Dar de vorbit nu știam și încă și cu scrisul era destul de greu, pentru că tot timpul știam, de exemplu, cuvântul, dar nu-mi aduceam aminte. Exact, exact. Așa am pățit și eu prima dată. Trebuia să stau cu dicționarul lângă mine. Până când mi-am zis, ei, eu trebuie să învăț ca lumea de acum. Și de fiecare dată când spuneam ceva, în cap îmi traduceam în franceză. Exact. Nu mi-aminteam cuvântul ăla, scoteam telefonul, căutam pe Google Translate. Da, e, bine, voi acum aveți Google Translate, dar da. Eu nu aveam nici... Și aveam hârtia, după un dicționar. An, după un an de zile am ajuns să vorbesc destul de fluent până la urmă. Și problema după un an de zile a fost că nu prea am mai scris. Da, la fel, mi-era greu să scriu după acum. Da, dar cine, da, la un moment dat se simte... Da. Da. Ei, între timp m-am pregătit pentru unele concursuri și pentru examenul de DELF și a trebuit să mă învăț să scriu cursiv. De nevoie. Da. Ca de altfel la orice, nevoia te învață orice. Da, așa e. Nu știu dacă am vorbit, dar care e provocarea cea mai mare? Când construiești un aeromodelism, aeromodel. Când construiești un aeromodel. Cea mai mare provocare, cred că este răbdarea. De exemplu... Nu pare un om care n-are răbdare, să știi. O, ba da, sunt. Dar poate uneori mă controlez. Dar, de exemplu, nu știu, când merg cu mașina, eu n-am răbdare. Eu una, două fac manevre acolo să... De exemplu, face unul la stânga, să zic că am loc la limită să-l depășesc prin dreapta. Dar mulți îmi zice, stai cu minte că poate îl lovești. Eu nu, las eu un șofer bun și îl depășesc. Nu stau, n-am răbdare, de exemplu. Sau și când mă duc la București cu mașina, la fel. Cum zice acolo limită de 60, eu merg cu 80. Că am de mers sute de kilometri, vorba aia. Da.
Uneori am răbdare, alteori n-am. Trebuie să recunosc. Depinde de, da. Depinde de context. Dacă știu depinde că, de stare. Dacă știu că trebuie să ajung la București, îi dau și eu cu 80 în localități, cunosc 30 până afară și trebuie să recunosc. Da. Sunt un pic cam vitezoman. Ești cam vitezomană. Da. Nu de altă, dar poate te mai aude careva și o să... N-au dovezi, n-au dovezi. Corect. Acum poate mă dau mare că pot să merg cu viteză. Da, normal. Da. Normal. Da. Da. Care sunt cele mai mari recompense? Cele mai mari recompense? Din realizările tale. Recompensa, în primul rând, că am făcut ceva. Sau, nu știu. Rămâne ceva de pe urma ta? Da. Crezi că rămâne ceva de pe urma ta? Cred că în școală, la mine, o să rămână videografia. Da, o să rămână tot ce am realizat eu și trebuie să-mi găsesc un... A, în școală, da, normal. Normal da. Că o să rămână, probabil. Da. Cu siguranță o să rămână. Aici chiar nu știu cu ce să răspund, sincer. În afară de proiectele care mi-ai spus la început, mai ai ceva care e în plan acolo și să fie realizat pe viitor? Mă gândesc. Nu neapărat la aeromodelism, pe limba franceză, de exemplu. Nu știu. Nu, momentan nu am nimic. Da. Da. Sărim de la una la alta și am să te întreb cum vezi evoluția asta tehnologică în următorii ani? Deja tehnologia a evoluat foarte mult. Crezi că a ajuns la un apogeu? Da, a ajuns pentru un anumit sector la apogeu, dar acum vine și inteligența asta artificială. Și deși încă n-am încredere în inteligența artificială, pentru că mai are încă unele lacune serioase. Normal, normal, că ca orice lucru la început are. Cred că o să ne ajute în unele domenii și o să... Nu cred că ne putem imagina ce o să fie peste 50 de ani, pentru că acum 50 de ani. De exemplu, în 1970-1980, nu cred că ne gândeam noi că putem să avem un calculator întreg în buzunar. Vrei să spun eu la ce mă gândeam că prin anii 70-80? Da. La roboți, la Dita mai roboți, știi, aia din Transformers. Da. Mamă, când 2023 vor fi roboți și vor controla lumea. Și, asta mă gândeam eu atunci. Da. Deci la asta, se gândea lumea atunci. Și vezi că acum... Da. Ei... Vezi mașinii, că chiar mă uitam zilele trecute, mi-a apărut în feed pe Facebook, nu știu, probabil o fi un grup din ăsta, nu știu dacă ai auzit de filmul ăla Back to Future. No. Sau Back to the Future, în fine, nu știu, ceva de genul. Și mi-a apărut și niște chestii de acolo, că cum, deci filmul a fost făcut în 1980, nu mai, în fine, decât să vorbesc prostii, mai degrabă, nu mai zic. Și, mai amă, toți visau să vadă pe străzi numai mașini zburătoare. Da, nu, dar nici nu prea aveam cum mașini zburătoare, pentru că acum în România se circulă cam vestul sălbatic. Da. Adică să mai avem și mașini zburătoare. Mai avem și zburătoare, adică, deci nu știu cum să zic, nici păsări n-am mai existat. Să controlezi ceva care zboară nu-i chiar de colo. Normal. Da, pentru că mai vine pe lângă stânga-dreapta, mai vine încă o axă. Da, exact, mai e și aia așa, da. Așa măcar pe șosea mergi drept, pa la aia mergi drept. Da. Dar acolo mai ai și sus, da, jos. Nici nu mai avem referințe vizuale șoseaua. Adică acolo... Poți să circuli, doar că poți să circuli liber. Da. Cum să circuli acum pe șosea, dar în zbor da. Vezi numai ca păsări. Care sunt modelele tale? Modelele mele? Modelele mele în viață? Da. Grea întrebare. Păi, în primul rând... Păi, ca orice om are un model. Da. Poate, știu că nu o să zici că eu sunt modelul tău, n-am cum, dar n-am făcut cine știe ce ca să fiu modelul tău. Asta era o glumă. Dar, da, fiecare are un model. Da. Păi, în primul rând, părinții mei, care le mulțumesc. Asta e în primul rând. În al doilea rând, profesorii mei, doi numesc aici, doamna profesor dr. Emilia Bobiu, care mi-a arătat ce înseamnă puterea cuvântului și ce înseamnă cultura, de fapt.
domnul profesor dr. Costin Dobrătă, profesor meu de fizică, mi-a arătat ce înseamnă de fapt lumea înconjurătoare și cum funcționează ea. Bun, înseamnă că ai respect pentru profesor și asta mă bucură. Cum îți influențează pasiunile, activitățile pe care le-ai desfășurat? Cum îți influențează pasiunile? Inevitabil, dacă fac nevoie de o piesă pentru avion, mă duc frumos la mașină și mă duc la Dedeman. Mai au o placă de polistiren. Da, când ai nevoie de ceva. O bucată de lemn. Deci, activitatea din ziua aia o să fie cu mersul la Dedeman și construit de avion. Da. Căutarea de materiale. Da. Dar, înainte de a, de exemplu, înainte de a te apuca de un aeromodel, nu-ți faci, știu de ce ai nevoie? Da, de obicei am materialele disponibile, că îmi fac stocuri de obicei ca să fie... Ai stocuri, cum ar veni. Da, da, de exemplu, stau mult timp să mă gândesc cum să așez un servomotor, dacă să umplu o anumită parte a fuzelajului să fac mai rezistent, ce tip de lemn să folosesc, ce tip de scoți să folosesc. Da, și cam așa, dacă să pun un calculator de bord sau nu, pentru că unele avioane sunt foarte stabile și chiar dacă bate vântul ar trebui să țină destul de bine, altele sunt mai puțin stabile dacă bate vântul da. O să cadă, pentru că având telecomanda în mână și ne fiind fizic acolo, nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Da, n-ai cum. Da, și clima noastră este destul de instabilă în ultimul timp, bate vântul, rafale puternice și... Câteodată aleg să montez un calculator de bord care să mă ajute să fie acolo cineva din interior. Da, păi cam e nevoie. Da, și să revenim la mesajele pentru tinerii aceștia de astăzi, cum ești tu de altfel, pentru, știu eu, pasionați. Ce sfaturi ai pentru tinerii care își doresc să se implice în domenii în care ești tu pasionat? Păi, în primul rând, să învețe tot timpul. Să nu creadă că au învățat tot ce se putea învăța. Să asculte de sfaturile celor mai pricepuți. Și chiar dacă au ajuns, chiar dacă crede că au ajuns la un apogeu, de fapt n-au ajuns. Și încă mai au nevoie de îndrumare în anumite direcții, pentru că oricând e loc de mai bine. De exemplu... Ce-i drept, domeniul ăsta e cam înveți, cam non-stop. Da, așa este. Tot timpul apar... Mereu... unele lucruri noi în domeniu, de exemplu, o anumită formă de aripă care generează mai multă portanță, viteză mai mică, manevrabilitate mai bună, sau alt tip de aripă care e mai rapidă, zic și eu, sau alte tipuri de motoare, de elice, sunt multe. Mai ales că în clasele gimnaziale. Ți-a plăcut matematica, nu? Da, mi-a plăcut matematica în gimnaziu, mai ales geometria. Păi de ce? Asta se explică pasiunea pentru aeromodele, pentru că chiar și în generația mea, mulți care practicau asta, pentru că existau și pe atunci pasionați dintre ăștia, dar din păcate n-au rezistat timpului. Revenind la tineri, cum îi încurajezi să-și urmeze vise și să-și depășească obstacolele care le apar? Păi, în primul rând, să fie perseverenți, să nu se dea bătuți niciodată, eventual să ia o pauză, să se detașeze. Și apoi, pur și simplu, răspunsul va veni de la sine. Da, corect. Am pățit și eu asta și pur și simplu să nu neglijeze niciodată o informație nouă, să o bagi la cap, pentru că cândva poate vor avea nevoie de ea. Da, cu siguranță vor avea nevoie. Crezi în magazinarea non-stop a informațiilor? În magazinarea non-stop a informațiilor? În creier. În creier. Da, trebuie tot timpul să fim atenți a ceea ce e în jur, dar nu să ții minte chiar totul, că nu are rost. Deși uneori ar putea fi util, că de exemplu dacă am văzut că unul mi-a furat geanta de nu știu unde, poate mi-amintesc eu că era acolo un om cu o traistă și exact. Dau niște semnalmente la poliție, dar de exemplu, nu chiar tot, doar informațiile relevante. Da, care sunt folositoare. Da, normal. Și să știe cum să le trieze, cele nefolositoare de cele folositoare și asta este foarte important. Exact, asta e cel mai important. Care crezi tu că e rolul comunității în susținerea tinerilor pasionați?
Ca tine, ca alții. Pasionați în general. Comunitatea nu face mai nimic pentru noi, dar ar putea să organizeze anumite cercuri, ar putea să vină cum vine primarul pe la noi prin incinte și ne întreabă ce mai vreți, vreți mai multe parcări, vreți să reasfaltăm? Vreți aia, da. Ar putea să vină și la o întâlnire cu noi și să ne întrebe, vreți un cerc de aeromodelism, vreți un cerc de karting, vreți un cerc de pasionați de mașini? Dar știi că a fost, nu un cerc de aeromodelism. Da, știu, știu că a fost odată, de mult. A fost odată? Acum nu mai e. Asta... Oare de ce crezi că nu a fost? Ei, asta ar putea să facă primarul pentru noi, de exemplu. Da, a fost pentru că nu mai erau pasionați de aceea. Da, dar... Dar ăștia care într-adevăr sunt pasionați și ca tine, chiar ar trebui, da, ar trebui sprijiniți. Dar oricum s-au învățit câteva chestii pe acolo, că de pasionați poate mai erau câțiva, dar s-au învățit niște chestii pe acolo. Da, erau, normal. Erau sigur niște cu siguranță, bani la mijloc. Cu siguranță. Banul e la mijloc. Da, ce să mai vorbim? Am vorbit despre tine. La final, pentru că... Cred că ne apropiem de final. E dreptate un pic de... M-am stat un pic de vorbă. Nu știu. Ce întrebare ai pentru mine? Oh, să mă gândesc. La asta nu mă așteptam. Asta, chestia asta am încercat-o în podcast-ul trecut. Și... Da-s curios. Da. Cum și de când activați în acest domeniu al videografiei și în ce domenii mai activați, dacă mai sunt șase. Ca să-ți răspund la asta, am mai răspuns-o, bineînțeles, la, și în podcastul trecut. Ceea ce fac eu acum e din pură pasiune și hobby și am fost în tot ceea ce am făcut până acum, videografie, fotografie și cam asta e mai nou. Pentru că la bază, nu cred că o să crezi, dar sunt mecanic auto. Și nu mi-e rușine să spun treaba asta. Super! Deci mecanic auto, dar să zicem că n-am practicat-o așa de mult. Ca să... Și am făcut așa. De la confecționer de... Pardon. Dintre astea. Deci... De la când e așa, adică ai o bilă, până când ajunge așa, după aia am fost și, să zicem, lucrător comercial. După aia am făcut și ceva ce mulți n-ar face, adică confecționer de, nu știu cum să zic, ca să nu sune nasol, că poate pentru unii o sună nasol, nu știu, producător de sicrie. Am înțeles. Articole de astea funerare. Deci în domeniul funerar. Și acum mai nou fac chestia asta. Iar podcastul aveam de foarte mult timp în cap ideea asta. Făcusem acum vreo câțiva ani cu cineva de aici din comună. O încercare, să zicem. Pe atunci când am făcut eu, încă nici n-a apărut ideea de podcast. Deci pot să zic că am fost primul care am făcut. Bine, suntem găcii că... Este și acum la mine pe canal, dar e pe privat, că deja mi s-a făcut rușine de cum vorbeam acolo. Da, cam asta am făcut eu. Și de ce? Din pasiune. Deci dacă am probleme cu mașina, poți zicea dumneavoastră? Nu te-a sfătuit. Să-ți dau sfaturi, da. Da. Să-ți o repar? Da. Nu cred. Nu cred. Nu cred, pentru că treaba cu mecanica a fost doar că a fost în școală. Da, să zic că dacă am o serie deteriorată. Da, aia da. A, pe lângă faptul că am făcut și partea de tinichigerie. Deci. Adică să zic că au pus bordurile alea în alte la onești. Și când am parcat am dat un pic prea în față și mi-am luat bara. Da, da. Aia se repară, nu-i problemă. Da, eu am prins-o în niște șuruburi. M-am gândit că poate fi o soluție mai bună. Știi ce? De când s-au prins în șuruburi? Săr, mamă, săr, mă rămânească. Glumesc. Asta e un sfat de la un mecanic de 2 lei, care sunt eu. Da, na, ce să zic? Îți mulțumesc că ai venit și că... Îți mulțumesc că, în primul rând, că ai venit cu ceva ce îmi place, adică cu bicicleta. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Mi-au plăcut întrebările, au fost foarte provocatoare. Da, mă bucur că au fost provocatoare. Și da, am uitat să specific că mare parte din întrebări, că tot ziceai tu că de inteligență artificială, de asta vezi, am uitat, am omis, poate într-un podcast viitor vom vorbim și de asta. Ziceai că tu nu prea ai încredere în momentan nu, mai e loc de îmbunătățire. Că, da, într-adevăr, e loc de îmbunătățire, dar află că întrebările le-am făcut și cu ajutorul inteligenței artificiale. Deci la niște sarcini din astea mai mici merge. Deci, vezi că, deci se poate folosi și inteligența artificială la așa ceva. Dar trebuie să știi, ca orice lucru, ca să-ți dea un răspuns, trebuie să-i dai informații. Orice, și tu când faci aeromodele, cauți informații, ce-ți trebuie, ce aia. Așa și lui. Întâi trebuie să-i dai informații. De exemplu, acum, când mai fac întrebări sau când mai fac ceva cu ChatGPT ăsta, acum, deci am ajuns, deci dacă am ajuns eu de când fac, îi dau doar câteva chestii și îmi spune el. Mm-hmm. Deci el a memorat ce am scris în trecut și mă spune el fără să-i spun eu. Deci îi spune lucruri fără să-i spun eu. Nu știu, nu mi-aduc aminte, aș putea arăta acum, dar în fine, am zis că încheiem. Da, încă o dată, mulțumesc și poate la un podcast viitor, poate la următorul proiect pe care o să-l ai, da. să mă invit să-l promovăm, poate da, îl promovăm deci, împreună. La zborul de inaugurare a noului avion după ce-l termin, neapărat. Cu siguranță, cu siguranță o să vin și o să fiu prezent și poate o să ne vedem... O să ne vedem la vară, la zilele comune, dacă o să se mai fac. Da. Cumva, pentru că și acolo o să le spun multă la premieră, posibil să am și eu un program. Dar asta, cam atât despre. Da, încă o dată, mulțumesc și vouă. Și dar vă mulțumesc și vouă. Și nu uitați de like, subscribe și la mine și la Andrei. La el găsiți multe, mult mai multe decât la mine, mai ales pe partea de poezie și cadre cu drone, cu aeromodele. Da. Deci, like, subscribe la amândoi, căutați Andrei Spoială, parcă ești pe YouTube. Spoială Andrei Vasile. Spoială Andrei Vasile pe YouTube, Ciprian Zota pe YouTube la mine. Like, subscribe, ne ajută pe amândoi. Și până la următorul podcast, o zi bună. Bye bye.